Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre rezolvarea triunghiului dreptunghic. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să facă o schiță cu clădirile importante din viața lui. Casa lui, casa bunicii, școala lui Andrei și sala de sport la care merge. Andrei a desenat schița și a realizat că este vorba de un triunghi dreptunghic în care cunoaște lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei și valoarea unui unghi ascuțit. Andrei are de rezolvat un triunghi dreptunghic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă a determina măsurile unghiurilor ascuțite din triunghiul dreptunghic sau valorile trigonometrice ale acestor unghiuri și lungimile laturilor sale. Cum putem face acest lucru? Doar dacă cunoaștem lungimile a două laturi sau măsura sau valoarea trigonometrică a unui unghi ascuțit și lungimea uneia din laturi. Pentru a determina elementele unui triunghi dreptunghic, putem folosi proprietăți ale triunghiului dreptunghic, relații metrice în triunghiul dreptunghic, și anume teorema catetei, teorema înălțimii, teorema lui Pitagora și elemente de trigonometrie. Iată schița lui Andrei. Avem triunghiul ABS, dreptunghic în A, măsura unghiului S de 30 de grade și înălțimea corespunzătoare ipotenuzei AC de 3 km. Trebuie să calculăm lungimile segmentelor care mai apar pe desen. Pentru aceasta ne încadrăm în triunghiul ASC, dreptunghic în C, și pentru că cunoaștem unghiul S, măsura acestui unghi și lungimea catetei opuse, vom aplica sinus de S ca fiind egală cu cateta opusă AC supra ipotenuza AS. AC-ul este egal cu 3 supra AS. Pe de altă parte, sinus de S este egal cu sinus de 30 de grade, care știm că este egal cu 1 supra 2. Egalând cele două rapoarte, pentru că ambele reprezintă sinus de S, obținem 3 supra AS este egal cu 1 pe 2, de unde rezultă că AS este egal cu 3 ori 2, adică este egal cu 6 km. Deci AS ne-a dat 6 km. Acum ne putem încadra în triunghiul ASC, același triunghi, cu C-ul de 90 de grade și aplicăm teorema lui Pitagora pentru a afla cealaltă catetă. Deci AS pătrat, ipotenuză la pătrat, egal cu catetă la pătrat, AC-ul, plus SC pătrat. AS-ul ne-a dat 6 la puterea a doua egal cu AC este 3 la puterea a doua plus CS pătrat, de unde CS pătrat egal 6 la pătrat este 36 minus 3 la pătrat este 9, diferența ne dă 27, deci SC este egal cu radical din 27, deci SC egal cu 3 radical din 3 kilometri. Deci 3 radical din 3 kilometri este acest SC. Deci avem în continuare triunghiul ABS și ne propunem să calculăm acum BC-ul. Pentru aceasta intrăm în triunghiul ABS cu măsura unghiului A de 90 de grade, avem înălțimea corespunzătoare ipotenuzei AC perpendicular pe BS
Și pentru că știm înălțimea și proiecția unei catetei pe ipotenuză, să aplicăm teorema înălțimii, care ne spune că înălțimea la puterea a doua egal cu produsul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză, deci BC ori CS. AC-ul este de 3 km la puterea a doua egal cu BC și CS-ul este 3 radical din 3. Deci 9 egal cu BC ori 3 radical din 3, de unde BC egal cu 9 supra 3 radical din 3, simplificat ne dă 3 supra radical din 3, raționalizat, deci amplificăm cu radical din 3, obținem 3 radical din 3 supra 3 și după ce efectuăm împărțirea, obținem BC egal cu radical din 3 km. Și atunci ABS este format din segmentele BC plus CS, adică radical din 3 plus 3 radical din 3 egal cu 4 radical din 3 km. Deci BS-ul, ipotenuza în acest triunghi dreptunghic ABS, este 4 radical din 3 km. Mai avem de aflat AB-ul. Deci știm ipotenuza de 4 radical din 3. Știm BC-ul radical din 3. Vrem AB-ul care este catetă în triunghiul ABS. Haideți să aplicăm teorema catetei. Deci în triunghiul ABS, măsura unghiului A este de 90 de grade. AC este perpendicular pe BS. Și în acest caz rezultă teorema catetei. Cateta la puterea a doua, deci AB pătrat, egal cu ipotenuza BS, ori proiecția catetei AB pe ipotenuză, care este BC. Deci AB pătrat egal cu, BS-ul ne-a dat 4 radical din 3, ori BC-ul este radical din 3. Deci AB pătrat egal cu 4 ori, radical din 3 ori radical din 3 este 3. De unde AB e radical din 4 ori 3. Deci AB egal, radical din 4 este 2. Deci 2 radical din 3 km. Ce ne-a mai rămas de aflat este măsura unghiului B. Păi ce știm? Că în orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade. Dacă unghiul A este de 90 de grade, iar unghiul S este de 30 de grade, atunci măsura unghiului B va fi egală cu 180 de grade minus suma celor două unghiuri, 90 plus 30. Deci unghiul B ne va da 60 de grade. Deci este complementul unghiului S, care este de 30 de grade. Deci ce înseamnă a rezolva un triunghi dreptunghic? Dacă avem triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade și a fost dusă înălțimea corespunzătoare ipotenuzei, AD-ul, segmentul AD, pe desen ne apar 6 segmente, catetele AB și AC, ipotenuza BC, înălțimea AD și proiecțiile catetelor pe ipotenuză BD și DC. Dacă se cunosc lungimile a două din aceste 6 segmente, putem să calculăm restul folosind relațiile metrice din triunghi dreptunghic. Dacă se cunoaște lungimea uneia din laturi
și măsura unui unghi ascuțit. De asemenea, putem să calculăm restul segmentelor folosind fie relațiile metrice în triunghi dreptunghic, fie elementele de trigonometrie pe care le cunoaștem. O problemă ar fi când se dă lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei și ipotenuza. Aplicând teorema înălțimii, acolo ne apare o ecuație de gradul al doilea care trebuie rezolvată. Vă propun să găsiți și alte metode de rezolvare a problemei. Vă doresc succes! Vă mulțumesc pentru atenție și spor în continuare!